То есть у нас копии диспозитив, что есть декларантис. Domnul judecător, drapelul ăsta nu încalcă legea despre drapele. Ce semelună aveți în vârf acolo? Drapelul este cumva, dar stângeți, vă rog, camera. Eu tot nu ați, de fapt, o perioadă de timp ați vă conformat. Și pronunțarea nu-i publică sau ați pronunțat ceva secret acum? Păi n-am pronunțat secret, dar trebuie să întrebați întâi. Spate, iată, vă întreb acum despre drapelul ăsta. Drapelul ăsta e cumpărat dintr-un magazin național în care e amplasat în sediul primării. Dacă mă vezi întrebări. Deci l-au înstrăinat drapelul și împreună cu sportul. Eu cred că la noi în magazine știu ce vrem. Am înțeles. Ok. S-au respins seria mea, da? Da, măi, s-au respins. Vă semnați că ați crezi că nu au vrut să filmeze. Ok. De atât aș nu au vrut să filmeze. Pentru că s-au respins. Nici un judecător nu a fost recuzat. Așa este tradiția, da. Tradiția, da. Și-am apăr eu. Cornelia Vârlan a recuzat-o, i-a dat câștig de cauză, aici la sunt chiar sper, dar sper ce înseamnă. A, deci de asta recuzești judecătorii, ca să-i sperii, da? Nu mai sperii, dar vă dați seama judecători numiți în sistem sau puși sau ajungi judecători prin și oare să examineze eu nu pot. Oare să examineze cred că la pruncul, dar mă pun ilegal, o să termin și juridic, am diplom. Dar și crezi că la pruncul o să ajungi la 13? Păi nu, dar nu e execut pedeapsa, nu la 13. Deodată duci acolo și, pe urmă, scrii ce, înțeles că acum este bine, o să negociem, la Cricova o să duc. Scrii cereri și te duci unde vrei. Am înțeles.